articolelor din regulament și din legea 96 în cazul votului, după aceea a mers în plen, a fost un vot în plen, nici în cursul dezbaterii, nici după vot, PNL-ul nu a ridicat niciun fel de obiecție cu privire la articolele aplicabile în cazul și articolele referitoare la majoritatea aplicabilă în cazul votului senatorului Șor. De-abia ulterior am înregistrat o poziție critică a PNL-ului, care era o schimbare, dacă vreți, de 180 de grade față de atitudinea dinainte. În fine, e dreptul și libertatea lor, n-am nimic de spus, dar în momentul în care aceste lucruri au fost discutate, cum este și normal, procedural, comisie juridică, plen, ar fi fost de datoria lor să ridice aceste chestiuni. Nu au fost ridicate, prin urmare, votul este considerat valabil și acesta va fi punctul de vedere pe care îl vom trimite din partea Senatului către Curtea Constituțională. El va fi trimis săptămâna viitoare, luni. Poate fi cazul Șov a văzut ca un pretext pentru a se ajunge la Victor Ponta? E posibil. Domnule Tăriceanu... În orice caz, pretext sau nepretext pentru a se ajunge la Victor Ponta, cred că discuția trebuie purtată un pic dintr-o altă perspectivă. Și anume, perspectiva care cred că este de interes public. Este necesar ca orice persoană acuzată, nu vorbesc de persoană publică, om politic, vorbesc de orice persoană. Este necesar ca orice persoană care este acuzată, împotriva căreia s-a declanșat o urmărire penală, să fie arestată sau poate ca această persoană să fie anchetată în libertate și, dacă există probe suficiente, să fie trimisă în fața instanței. De ce spun acest lucru? Pentru că până în momentul de față se observă din ce în ce mai des că această practică a arestării preventive devine practica curentă, când ea ar trebui să devină, să fie excepția. Și întrebarea firească care decurge de aici este: nu cumva se urmărește prin arestarea preventivă să se exercite o presiune psihologică asupra celui care este învinuit și arestat pentru a obține mărturii pe care altfel procurorii nu l-ar avea? Ce e condamnabil aici, e normal, nu, acest lucru mă duce cu gândul la perioada tristă a dictaturii comuniste, anii 50-60, în care oamenii erau întâi arestați, după aceea erau anchetați și sigur că se obțineau toate mărturiile posibile și judecata nu mai era decât o simplă formalitate. Adică justiția nu e atât de puternică pe cât vrea să pară, pentru că se bazează mai puțin pe dovezi și mai mult pe denunțuri smulse în arest. Acest lucru, dar nu numai denunțuri, pentru că sigur și practica denunțurilor mie mi se pare una care este, aș spune, regretabilă în sensul în care este ea practicată. Fac o paranteză, nu am niciun fel de obiecție împotriva ideii că lupta împotriva corupției trebuie continuată. Lupta împotriva corupției este necesară. Acest demers al DNA-ului eu îl salut și faptul că au început să se pună în mișcare după o lungă perioadă în care dosarele au stat în nelucrare, au zăcut ani și ani de zile. Dar acest lucru nu trebuie să se petreacă simultan cu abuzuri sau excese. Vreau să fiu bineînțeles, militez pentru ceea ce înseamnă drepturile și libertățile individului, oricare ar fi el. Nu e vorba aici de niciun om politic, este vorba de cetățeanul obișnuit, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în anumite zone socioprofesionale se poate întâmpla mâine cu oricine. Pot să cadă victime ziariști, pot să cadă victime juriști, pot să cadă victime procurori, pot să cadă victime, nu știu, profesii liberale și așa mai departe. Nu cred că putem să acceptăm că revenim la concepția unui stat polițienesc, la modul de dictatură care a existat în perioada comunistă. În final am spus un lucru și pe marginea acestei dezbateri, pe care nu vreau să înțelegeți că aș vrea să-i pun punct, am spus o chestiune care poate pe unii a frapat. Și am spus așa, este un dicton, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Când vorbim de corupție, nu trebuie să înțelegem numai corupția financiară sau, eu știu, alte foloase materiale.
corupția se înregistrează inclusiv la nivelul cu puterii, în ceea ce înseamnă exercițiul puterii, care duce la abuzul de putere și la excesul de putere. Este o beție a puterii pe care trebuie să o constatăm, că o observăm și pe care îi cuprinde nu odată pe oameni. De aceea, sistemele democratice autentice evită concentrarea puterii în mâna unei singure persoane și exercitarea puterii timp prea îndelungat. V-ați pus întrebarea de ce în toate țările democratice mandatele, de exemplu, ale președinților sunt limitate. În Statele Unite, numai două. De ce se limitează mandatele președintelui? Din acest motiv, pentru că invariabil puterea începe să-i corupă, da? Să se creadă niște semizei. Și acesta este pericolul care ne paște, nu numai dacă paște societatea americană, nu cred că societatea românească este ferită, ar fi bine să fie ferită, dar nu avem aceste mecanisme. Trebuie să ne gândim foarte serios la aceste aspecte și, sigur, în contextul în care ne preocupă și stabilitatea instituțiilor, și funcționarea lor democratică, și respectarea drepturilor și libertăților individuale.